Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor, așa este, am venit cu acest bluzon să mă apăr de părerile proaste. Așa că voiam să vă spun că deja simțim efectele eclipsei ce urmează și există un sentiment de melancolie. Ne este dor de o versiune mai veche a noastră, mai puțin încercată sau poate fi o relație în care ne simțeam în siguranță ca acasă. Așa că vom simți să facem un pas înapoi. Berbec, îți dai seama că trebuie să renunți la un tipar relațional sau la anumite comportamente ce sunt dăunătoare relațiilor tale. Va trebui să vezi dacă nu cumva rezolvarea stă în tiparul pe care l-ai trăit în familie. Taur, de multe ori te poți pierde pe tine pentru a face pe plac sau pentru a fi util celor din jur. Genul acesta de abordare îl poți avea și la locul de muncă, dar și vis-a-vis de organizarea zilnică. Va trebui să spui nu, frumos, cu blândețe și astfel poți fi cu adevărat generos. Gemeni, ața te trage către plăceri temporare, amânând momentul în care poți privi viitorul în față. Mai devreme sau mai târziu va trebui să ai încredere în abilitățile tale, dar și în capacitatea ta de a avea grijă de tine. Alți nativi pot suferi comparându-se cu un prieten. Rac, pentru tine, casa și familia sunt elementul central. Totuși, acum ai un sentiment de regret față de afirmarea profesională. Se poate să fi făcut compromisul de a fi dedicat în totalitate unei cauze. Pe drum te-ai uitat pe tine, însă un prieten îți va reaminti. Leu, te retragi în sinea ta și preferi să observi ce se întâmplă în jurul tău. Dacă adopți poziția asta, îți va fi mult mai ușor să înțelegi când pierzi imaginea de ansamblu și când pici în capcana detaliilor. Universul te trage de mânecă să nu uiți că nu ești doar corp, ci și spirit. Fecioară, ai sentimentul că prieteniile s-au transformat și că nu mai aveți planuri comune. Chiar dacă tu ți-ai pus toate resursele la bătaie pentru ei, poți realiza că este momentul să te axezi pe independența ta. Balanță, îți poate deveni mai clar că intențiile cuiva apropiat nu au fost cele mai sincere. Poate ai fost lezat într-o manieră în care îți pui credibilitatea la îndoială. Alți nativi își pot aminti de o despărțire mai dificilă. Scorpion, sunt momente în care fugi de responsabilitatea față de propria sănătate. Nota de plată care vine negreșit și presupune mai mult efort decât consecvența. Apar și recomandări bune cu privire la un specialist. Săgetător, o zi mai tensionată din punct de vedere relațional. Prieteniile sunt testate și poți lua totul personal. O schimbare este la orizont, acum rămâne de văzut dacă vine din partea ta sau a cercului tău de prieteni. Capricorn, când totul se învârte în jurul carierei, familia își cere drepturile. Va trebui să înțelegi dacă este o fugă sau nu. Poate cei dragi nu știu că tu te sacrifici sau că și ție îți lipsesc relațiile cu ei. Nu rata ocazia să-ți deschizi inima. Vărsător, uneori poți fi ambigu și vast în felul tău de a fi. De aici pornesc două situații. Prima ar fi că te simți neînțeles, a doua cei din jur te consideră superior. Rezolvarea poate veni dacă te implici mai mult emoțional. Pești, independența merge mână în mână cu stima de sine. Când te bazezi mai mult pe cei din jur decât pe propria persoană, apar dezechilibre pe care acum le poți sesiza. O veste bună te poate remonta. Acesta a fost oroscopul, să avem parte de cât mai multe vindecări emoționale. Mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru. Sfânt.